Câștig de cauză pentru autonomia găgăuză, Curtea Constituțională a admis sesizările privind modificările la codul fiscal și a declarat neconstituțional articolul care prevede restituirea TVA-ului către agenții economici din Găgăuzia din bugetul autonomiei. Decizia a fost celebrată de Bașcană, dar și de manifestanții care s-au adunat astăzi în fața instanței. Deși decizia este una definitivă, autorul legii, Radu Marian, a precizat că va veni în următoarea perioadă în Parlament cu un nou proiect de lege. Se declară neconstituțional articolul 6, aliniat 11 din codul fiscal. 3. Până la o eventuală intervenție a Parlamentului, restituirea sumei taxei pe valoare adăugată și a accizelor achitate de către agenții economici din unitatea teritorială autonomă cu statut special se va realiza de la bugetul de stat. Totodată, reprezentanții curții au precizat că în perioada 1 noiembrie 2023-22 februarie 2024, restituirea TVA-ului și a accizelor se va realiza din bugetul Găgăuziei. În paralel, protestatarii care au fost prezenți la majoritatea ședințelor au celebrat decizia în fața instanței. Imediat după anunț, Bașcana Găgăuziei a postat o reacție pe Facebook. Prin recunoașterea modificărilor aduse codului fiscal ca fiind neconstituționale, judecătorii au redat locuitorilor autonomiei găgăuze credința în justiție și în statul de drept. Victoria noastră convingătoare a dovedit încă o dată că autoritățile și locuitorii din Găgăuzia își ating întotdeauna obiectivele atunci când se unesc și acționează împreună, a menționat Evgenia Guțul. Inițiatorii proiectului de lege spun însă că vor insista ca taxele să fie restituite din bugetul local al regiunii și vor veni cu o nouă inițiativă legislativă în cel mai scurt timp. Noi am luat practic decizii curții constituționale, deci înțelegem că decizia a fost luată chestiuni de procedură. Eu doar țin să reamintesc că proiectul de lege a fost în Parlament timp de mai mult de 3 luni, timp în care am consultat proiectul cu părțile interesate. Acum noi urmează să așteptăm decizia motivată a curții. Deja în baza acestuia să venim în cel mai scurt timp cu un nou proiect de lege. Noi suntem gata să discutăm cu reprezentanții din Bucănești, în Ceadăr Lungă, din Cumbrat, cei care nu sunt afiliați grupărilor criminale. Prezenta hotărâre este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare de la data adoptării. Decizia urmează a fi trimisă și Parlamentului. Până la hotărârea finală, Curtea Constituțională s-a reunit în alte 5 ședințe. Amintim că în noiembrie 2023 Parlamentul a decis că Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia este obligată să ramburseze impozitele către agenții economici din regiune din bugetul local și nu din cel național, așa cum s-a procedat până acum. Autorii legii, deputații PAS, au declarat că inițiativa legislativă vine să asigure respectarea principiului echității fiscale între localitățile țării. Proiectul a fost criticat de Bașcana Evgenia Guțul, dar și de aleșii din Adunarea Populară a Găgăuziei, care s-au arătat nemulțumiți de decizia guvernării de a le tăia din buget. Autoritățile au lansat o nouă licitație pentru închirierea celor 11 spații comerciale din zona sterilă și duty-free de la aeroport, după ce prima a fost anulată. Companiile sunt invitate să depună dosarele în perioada 11-25 martie, anunță Agenția Proprietății Publice. Potrivit caietului de sarcini, spațiile comerciale de la aeroport urmează să fie date în locațiune pe o perioadă de 3 ani. Este vorba de o suprafață de peste 5.100 de metri pătrați, din care fac parte un magazin, un restaurant, o cofetărie, spații de depozitare și cantina. Autoritățile propun un preț minim pentru închirierea spațiilor de 154.000 de euro lunar, fără TVA, iar cu fiecare creștere a traficului de pasageri cu 100.000 de oameni, taxa se va mări cu 2% anual. Companiile care doresc să închirieze spațiile trebuie să aibă o experiență de minim 7 ani în domeniul comerțului de tip travel retail și alimentației publice în minim 10 aeroporturi din Uniunea Europeană și cu un trafic de minim 2,5 milioane pasageri în ultimii 3 ani.
Condițiile caietului de sarcini nu au fost schimbate. Am comunicat cu aeroportul internațional Chișinău și am văzut că deja se întreprind niște acțiuni mult mai bune pentru a atrage mai mulți participanți. Inclusiv deja a fost tradus și publicat caietul de sarcini în limba engleză. După cum m-au anunțat, astăzi urmează să fie expediate scrisori, invitații către un șir multe, mai multe companii din Uniunea Europeană care pot participa la această licitație. Vom depune efort la maxim să fie informat cât mai mulți potențiali participanți. Amintim că prima licitație a fost anulată în data de 19 februarie, după ce a expirat termenul de depunere a ofertelor. Autoritățile au anunțat că la licitație s-au înregistrat doar două companii, număr insuficient. Mai mult decât atât, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a declarat că procesul a fost sabotat, inclusiv din interior. Oficialul a făcut anunțul după o perioadă în care s-a vehiculat fără să fie prezentate probe că acesta ar avea interes să cedeze spațiile comerciale unia din cele două companii interesate de închirierea spațiilor de la aeroport. Acuzațiile au fost respinse de Andrei Spânu.